Dumitru Beanu a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut mai multe precizări cu privire la privatizarea CET-ului. În primul rând, el a reamintit de faptul că privatizarea a fost singura soluție pentru ca giurgiuvenii să nu rămână fără căldură, dar și pentru păstrarea noii centrale pe gaze în patrimoniul comunității. Obiectivele declarate fiind găsirea unui investitor privat care să ne ajute să asigurăm căldură orașului în fiecare an, în condițiile în care guvernul Boc n-a avut niciun moment intenția de a ajuta autoritățile locale și implicit comunitatea din Giurgiu. Și al doilea obiectiv declarat, aproape la fel de important, a fost să scoatem din patrimoniul societății de sub presiunea celor 88 de milioane, nu mai țin aminte cifra, bănuiesc că e exactă, a reprezentând datorii la bugetul de stat și diverse alți creditori, da? Și să introducem aceste bunuri în domeniul public, al județului sau, cum se întâmplă acum, al municipiului, astfel încât să fie ferite de acțiunea oricărui creditor. Deși organele de anchetă nu îl acuză, Dumitru Beanu a clarificat și problema legată de valoarea privatizării, aceasta pentru a răspunde tot unor speculații apărute online. Dar în orice moment, un creditor cu argumentele legale la îndemână putea să cumpere capacitățile de producție energie termică, să le taie, să le ducă la fier vechi, să recupereze măcar o parte din pagubă, fără să intereseze pe cineva soarta orașului. Da? Deci acestea au fost auspiciile. Că suma e ridicolă, spunem acum, la 20 de grade. Suma pentru privatizare n-a reprezentat niciun moment o prioritate. Așa am spus de fiecare dată și au fost 3 licitații, nu una. 3. La prima și la a doua n-am avut niciun ofertant. Dacă era o sumă ridicolă, se îmbulzeau cei care știu să facă afaceri. Nu în ultimul rând, Dumitru Beanu a arătat că fostul primar Lucian Iliescu nu a avut nicio implicare în privatizarea CET-ului. De asemenea, informația cu privire la achiziționarea de cărbune de către Consiliul Județean s-a dovedit falsă. Nici vorbă de influență asupra unor consilieri. Mi-aduc aminte că și consilierii opoziției au votat nu de puține ori hotărârile de Consiliu care erau legate de acest subiect. Dacă are cineva, domnul Diaconescu, informații despre consilieri asupra cărora s-a făcut presiuni, vă rog eu foarte mult, mergeți la DNA și spuneți. Nu lăsați lucrurile așa, că sunt grave. Mai am o singură informație despre. Consiliul Județean n-a cumpărat în mandatul meu și din ce știu nici ulterior, nici un gram de combustibil. Nici la suprapreț, nici la supreț. În fiecare an, această obligație a revenit societății care au avut în permanență o conducere și care sunt convins că poate da orice lămuriri. Privatizarea CET-ului a fost făcută prin vânzarea pachetului de acțiuni al societății comerciale Uzina Termoelectrică Giurgiu. La vremea respectivă, prețul a fost de 217 miliarde lei vechi, dar firma care a preluat centrala și-a asumat și datoriile vechi ale CET-ului în valoare de peste 880 de miliarde de lei.